Bună, sunt Angela și vreau să vă prezint astăzi o nouă pagină de internet unde puteți să exersați tot norvegiana, bineînțeles. Helsenorsk este un manual electronic care are și audio pentru cei care lucrează în domeniul de sănătate. E foarte bine structurat, există și puțin despre cum să pronunțați vocalele, de exemplu. I denne videoen sil bissen Vă arată bakenen. exact cum trebuie să țineți limba în gură când Den pronunțați fremre delen vocalele care sunt mai greu de av pronunțat tunga pentru noi. er Se începe cu This video pronunția. is about O, P, Q, Vocale lungi și vocale scurte. korte og lange vokaler. Norsk har ni. Er de lange? Învățați foarte multe de aici. Asta e o scurtă introducere. Pe urmă, la capitolul 1, tot felul de teme. Este tot textul scris sau textul audio. Cecilia Hansen Vidal er 39 år og bor i Fjordvik. În partea dreaptă aveți cuvintele necunoscute, care sunt explicate tot în norvegiană, ceea ce e foarte bine. Iar jos aveți gramatica. Foarte bine structurat. Despre serviciile oferite de către comună, despre graviditate, foarte multe, despre familia în Norvegia. În capitolul 6, asistenții maternali care dau paturi tinerelor mămici, controlul de după naștere, bineînțeles, la fiecare capitol aveți jos vocabularul și gramatica plus teme pe care le puteți face la fiecare capitol și trebuie să completați. Bineînțeles, aveți posibilitatea de a vă și verifica. Ce e foarte bine, aici puteți învăța limbajul de specialitate, așa că cei care vă gândiți să lucrați în domeniul sănătății, spitale, azile de bătrâni, este foarte bine dacă puteți parcurge manualul acesta, e gratis și e foarte bine pus la punct, puteți învăța foarte multe. Puteți să vă dați seama cam cum se lucrează într-un azil de bătrâni, cam care e sarcina asistentului medical sau a lucrătorului care lucrează în sănătate. Eu zic că merită, chiar dacă nu lucrați în domeniul sănătății, informațiile sunt de actualitate, e bine să aveți puține cunoștințe și în domeniul ăsta, tot ce e posibil că le știți în limba română, dar dacă le exersați puțin și în limba norvegiană, învățați cuvinte noi, puteți arunca o privire să vedeți ce înseamnă să lucrezi în sistemul de sănătate aici în Norvegia. LivoHelse este un manual mai complex. Aici, la Helseflemende Arbeid, găsiți o grămadă de informații despre domeniul sanitar. Dacă intrați la oricare dintre capitole, de exemplu respirație și circulație, aici puteți să vă uitați la cum funcționează plămânii. Aveți un scurt filmuleț în care vi se explică pe limba norvegiană. Pasere luft gjennom nesen. Aici puteți să auziți, să învățați cuvinte noi și lucruri noi, de ce nu? De exemplu, aveți despre tensiunea arterială, la fel, scurte filmulețe puse la dispoziție de acest site. Hjertet er en muskel som pumper oksygenrik blod ut til kroppen gjennom et nettverk av arterier og vener. Eu zic că e foarte binevenit să vă uitați la asemenea lucruri, mai ales pentru cei care vor să lucreze în domeniul sănătății. La fel avem despre inimă și bolile inimii, despre tot felul de boli și infecții. De exemplu, scurte filmulețe, ăsta e despre inimă. De exemplu, la mișcare, la fiecare capitol aveți cartea audio, unde puteți asculta Vext a knoklene. Knoklene vokser ved at det dannes nye bein. Și așa puteți merge la fiecare capitol. Bineînțeles, la fiecare aveți și mici posibilități de a exersa anumite lucruri. Aveți anumite exerciții pe care trebuie să le faceți și aveți nenumărate resurse de pe net unde puteți să citiți sau să vedeți scurte filmulețe despre subiectul respectiv. Asta este despre domeniul sanitar. Dacă mergem la comunicare,
Aveți iarăși o grămadă de subiecte foarte interesante, unde la fel, conflictele la școală, la fel aveți carte audio. Samarbeid i grupper. Și la sfârșit aveți la fel manualul pentru manualul audio. Exact la fel aveți și la primul capitol, leadbook și aici, la HESE, tot ce ține de domeniul de sănătate. Și la comunicare la fel. Să vedem aici, sunt tot la fel, găsim filmulețe. Cum să-ți alegi o meserie? La fel. Tot felul de profesii pe care și sunt filmulețele, ce înseamnă să fii ban și Ungdomsarbeiter, Helsefacharbeiter. Aici găsiți multe. Și apotec tehnicier. Hai să vedem un scurt filmuleț despre cum să fii tehnician farmacist. La o să te compui o plăcândii pe moron. Cred că tu ai sau un film. Bineînțeles, aveți capitolul audio și filmulețe, vă puteți testa singuri. La fel, de sunt foarte multe capitole. La fiecare dintre subiectele astea găsiți la sfârșit carte audio. Ceea ce e incredibil pus la dispoziție, e gratis, trebuie doar să vă apucați să ascultați egenskaper og holdninger. Și să începeți să citiți și să uitați la minifilmulețele care sunt puse la dispoziție în această resursă de net.